Suntem în studiourile, vastele studiouri Radio 7, la emisiunea Silviu Munteanu și prietenii săi. Silviu Munteanu este numele meu. Iar astăzi stăm de vorbă cu senseiul meu, da, pot să spun așa, pentru că intenționez să mă sui la sală, să mă reîntorc la sală, Marian Angel, bine ai venit! Salutare, bine te-am găsit! Măi, mă uitam zilele trecute la Mike Tyson, care vrea să se reîntoarcă în ring. Câți ani are? 54? 50 și ceva. 50 și ceva. Și am văzut niște poze cu el de acum 10 ani. Și am văzut niște poze cu el de acum. Arată infinit mai bine acum. Exact asta am văzut și eu. Tot ieri am văzut poza în care el era la 2009, parcă, gras, frumos, butos. Și acum, bine, în perioada aia el se lăsase de sport. Și e normal, în momentul când te lăsi de sport, să nu mai fii în condiția fizică pe care o aveai. Și s-a apucat din nou de sport. Acum nu știu exact care e motivul lui, dar... M-am uitat de asemenea și o să vorbim pe larg și despre asta la live-urile tale pe timp de pandemie și explicai acolo, că nu întâmplător te-am întrebat, explicai acolo o chestie care mi s-a părut foarte interesantă și anume sportul în general, practicat cu regularitate, hai să zicem să-ți consumi 3 ore în 3 zile din săptămână, regenerează organismul. În diferite afecțiuni, dar practicat la un nivel mai hardcore de atât, ți le rodează. Înseamnă uzura. Da, ce presupune asta exact? Ce presupune ce? Uzura? Da, ce presupune uzura la un sport de performanță? Eu cred că niciun sportiv de mare performanță, nu, după ce și-a încheiat activitatea, nu este complet sănătos. Adică are diferite accidentări care în timp au... erodat. Poate fi vorba de cartilaj, poate fi vorba de articulații, poate fi vorba de o leziune musculară, dar în general articulațiile sunt cele mai uzate. Și nu se refac la sport? Cartilajul nu se mai reface. Mm-hmm. Ok. Cartilajul este singurul, din câte știu eu, singurul scapă termenul acum, este singurul care nu se regenerează. Regenerează, da. Înțelegi, cum te ferești de asta de obicei? În primul rând, o încălzire. Când faci sport, o încălzire foarte bine pusă la punct, în așa fel încât să încălzești bine articulațiile, trebuie să fie bine unse cu lichidul. Mai era microfon. Ok. Nu, am fugit de microfon că aveam un lapsus. Dar asta, orice efort presupune înainte o pregătire pentru efort. Că dacă eu nu mi-am făcut pregătirea pentru efort, ce fac? Fac o întindere musculară, fac o accidentare. Cam asta ar fi. Am înțeles. Mă uitam la, cum îl cheamă, la Conor McGregor și cu Khabib, știi meciul din 2018, da, a fost. Urât. Urât meci, dar fascinant. Pentru că așa l-am descoperit eu pe Khabib, nu-l știam. Nici eu nu știam. Un băiat din Dagestan, unde am înțeles că este un loc în care și dacă tu ca bărbat stai picior peste picior și ți se vede glezna, se consideră a fi o jignire pentru oricine este de față și e bine să nu faci asta. Da, da, da. Deci ăla-i locul și l-ai pe McGregor, da? Care este un scandalagiu notoriu și care, basically, dacă mă întreb, mi se pare că în eventuala lui luptă cu adversarul intră și genul ăsta de jigniri în permanență care poate să demoralizeze cumva. Acolo a fost și un schimb de culturi, un război cultural, dacă vrei. Absolut. Adică nu doar o bătaie așa, a fost și diferențele lor. McGregor crescut într-un fel și Khabib în alt fel. Trebuie să spunem, McGregor este irlandez. Da. Și este cumva mândria irlandezilor din America, comunității irlandeze din America. Băiatul ăsta venind dintr-o altă cultură, înjurat de mamă, înjurat de religie, înjurat de țară și așa mai departe. Ce să facă? N-a acceptat. Și a sărit la bătaie. Și a sărit la bătaie. Și am văzut meciul. Și după acest meci, am mai urmărit și alte meciuri cu Khabib. Este o chestie acolo, este o constantă pe care el o face și pe care eu, cum să spun, nu înțeleg cum reușește să o facă în fiecare meci și mereu să câștige. Întotdeauna îți prinde picioarele,
prinde picioarele adversarului între picioarele lui și practic reușește să-l imobilizeze, ceea ce bănuiesc că la picioare este o musculatură foarte puternică. Doi la mână îl prinde într-un fel și dă cu el de pământ și de acolo lucrurile merg mult mai ușor pentru Khabib. În momentul în care ești într-un fight, da? Într-o competiție, într-un match în care ai un adversar care știi cum funcționează, care știi că va face mereu fix același lucru, nu e normal să te antrenezi și să ai skill-uri care să-l pună în încurcătură, pentru că el face mereu același lucru, știi că o să facă asta, bă, și dă cu tine de pământ. Ce spunea Bruce Lee, nu mi-e frică de luptătorul care știe 10.000 de lovituri sau care a învățat 10.000 de lovituri, mi-e frică de luptătorul care a repetat de 10.000 de ori aceeași tehnică. La fel și cu un sportiv. Un sportiv este pregătit tehnic și tactic. Inclusiv tactic studiază meciul adversarului. Și atunci sunt sigur că oricare dintre adversarii lui Khabib i-au studiat meciul înainte de a lupta, dar una este în afara ringului, alta este în interiorul ringului. De aceea luptătorii au un colț, un antrenor la colț, unul sau doi, și primesc indicații. De ce? De afară vezi altfel lupta, ești detașat, ca la șah dacă vrei. În momentul când ești față în față cu adversarul tău de la șah, ok, mut calul, mut așa. Cel care este lângă vede altfel. Vede mai din perspectivă și mai ales că el nu e implicat emoțional. Și atunci sunt detașat, eu nu mănânc bătaie, eu nu mi-au un pumn în față, eu nu mi-au un genunchi în ficat și atunci pot să gândesc mai clar. Dar e aceeași treabă pe care îți spuneam. Eu pot să mă pregătesc tactic și să studiez adversarul până ajung în ring. Oricât de mult aș studia eu, poate el a studiat mai mult tehnica. Okay, eu mă știu să mă pregătesc de prinderea aia a piciorului de care spuneai tu. Dar dacă el a studiat mult mai mult, gândește, el face asta probabil... E un filmuleț cu el pe YouTube, copil fiind, se bătea cu un pui de urs. L-am văzut și eu. Wow! Deci da. Omul e crescut în exact, spiritual. Da. Și diferența între el și McGregor, Khabib e mai mult pe partea de luptă la sol, pe lupte, pe grappling, iar McGregor e mai mult pe striking, pe lovituri. Am înțeles, ceea ce a fost destul de complicat cu Khabib, pentru că mai devreme sau mai târziu l-a prins. Și exact. A fugit cât a putut de el, a încercat să lovească, dar la omul. Dacă țin bine minte, cred că cu o ghilotină l-a... Da. Da, l-a prins și i-a luat aerul. Ce spuneai tu, că în ring este altă treabă? Bănuiesc că în primul rând este treabă de adrenalină. Este un tip funny facts. Mă uitam la Mike Tyson, care povestea la un moment dat într-un interviu că el, ca să-și controleze în anii de tinerețe, ca să-și controleze mai bine adrenalina în ring și să fie mult mai tehnic, era rețeta lui, ok, fuma un joint înainte, ca să se liniștească și să fie mult mai atent și să vadă, okay, vedea altfel loviturile, știi? Nu știu asta, mai ales că știu că se va controla antidoping și cred că ar fi ieșit... Eu nu știu dacă intra THC-ul ăla, în fine, da. Nu știu. Ce a povestit el la un moment dat. Dar sunt anumite exerciții pe care trebuie să le faci să-ți controlezi adrenalina? Eu cred că este vorba doar de repetiție. Orice vrei să dobândești nu se întâmplă peste noapte, nu se întâmplă într-un antrenament, nu se întâmplă în două. Pur și simplu prin repetiție, prin cât mai multe antrenamente. Și făceam un exercițiu la sală cu copiii în general, cu care mergeam în competiții. Ce făceam? Simulam situația din competiție. Adică multă lume, multă gălăgie, copilul este supus unui stres și atunci eu încercam să reproduc acel stres în sala de antrenament, îl puneam să lupte cu un coleg de grupă și alți colegi de pe margine să facă gălăgie. În același timp el trebuia să mă audă pe mine, să facă față meciului, să facă față stresului și asta este o metodă de pregătire, cum ai spus tu, împotriva emoții de concurs, dacă vrei, emoții de luptă.
Eu am această problemă, o știu foarte bine la mine. Bucureștiul este un oraș aia, e plin de oameni nevrotici. Se mai întâmplă să fii la o terasă, se mai întâmplă să fii într-un loc în care, băi, na, și de la mult testosteron te mai iei cu unul, un altul în bețe. Am această... și atunci simt cum vine adrenalina și mi-e greu să o controlez și nu știu ce să fac, că parcă nici nu m-aș cârpi cu ăla, dar parcă ea și trage vreo două, cum să înțelegem această... acest issue care mă chinuie. Îl înțeleg și în același timp, și eu m-am gândit de multe ori la treaba asta, sunt în trafic, mă iau cu unul la claxoane și la înjurături, deși eu nu sunt, sunt foarte calm în trafic, eu sunt o persoană calmă. Și mă gândesc, ok, eu sunt antrenor de kickboxing, știu să mă apăr, știu să fac ceea ce trebuie în caz de bătaie, dar ce fac dacă adversarul sau colegul meu de înjurături este Khabib? Ce fac dacă este un campion și el, mai bun decât mine? Khabib nu te-ar fi înjurat. Exact. Nu, mă rog, ideea era următoarea. Eu sunt un mare campion de orice stil de luptă. Se dă jos din mașină un alt campion care este și mai mare decât mine. Nu știu cu cine mă întâlnesc. Okay? Sau eu, pentru că, să zicem, știu cât de cât să mă lupt, ce fac dacă dau de o persoană care doar știe să înjure și nu știe să apere? Și sărim la bătaie și atunci e grav pentru el din punct de vedere medical, din punct de vedere legal este grav pentru mine. Nu înțeles, da. Eu, mereu acest risc, corect. Da. Eu din liceu am început artele marțiale la 13 ani. Am mai avut parte de bătăie de stradă, dar de pe la 16 ani n-am mai avut niciun fel de bătaie pe stradă. Și nu pot să spun că le-am căutat, nici nu m-am ferit de ele, dar pur și simplu am aplanat orice conflict. Asta ce spuneai tu de testosteron, de adrenalină, că apare. Dar îmi dau seama, ok, pot să dau eu un pumn, în același timp, fiind pe stradă și fără reguli, el nu contează ce pregătire are. Dacă dă de frică, poate o să dea bine. Și atunci poți să o dai sau e probabil să o iei. Atunci când te afli într-o situație de conflict, da, cu cineva, ai un eventual adversar în față, în primul rând știu că trebuie să te uiți la picioarele lui, să vezi dacă e primul semn dacă omul știe să se bată sau nu, că își pune un picior în față ca să nu fie exact dărâmat. Al doilea lucru pe care îl știu este că fiecare om are ritmul lui și mai ales într-o situație de conflict trebuie să îi dibuiești ritmul și să o dai contrarit cumva. La ce ar trebui să mai fii atent ca să câștigi totuși? Ce aș face eu? Primul lucru într-o altercație, nu l-aș lăsa să vină lângă mine. Ok? Stai acolo, suntem prieteni, știi ce fac eu în momentul ăsta? Am pus mâinile, testez, văd ce face el, dacă vine în continuare spre mine, îmi calculez distanța, că dacă el vine să mă atace, trebuie să contraatac și eu, să mă trezesc, că dau cu o lovitură pe lângă, pentru că n-am calculat bine distanța. Dar nu trebuie, el trebuie să apropie în raza mea de siguranță. Dacă se apropie în raza mea de siguranță, e deja periculos pentru mine. Nu știu ce o să fac. Probabil ai văzut filmări cu bătăi de stradă în care doi cocoși se bagă așa piept în piept unul lângă altul care e mai șmeche și la un moment dat unul dă un croșet în bărbie, celălalt cade. Păi n-ai ce căuta fat nas în nas cu ăla, piept în piept. E deja... contraproductiv, da. Exact. Pentru ce să fac asta? Pe de-o parte. Pe de-altă parte, la tine cred că ar fi mai ușor pentru că eu am văzut ce bine te descurci tu cu picioarele, eu n-am mobilitatea ta și atunci eu prefer dacă am un adversar să-l prind în zona mâinilor, să-l prind în zona pumnilor. Asta ține de... Eu am o teorie. Orice stil de luptă este un stil bun. Câtă vreme ți se potrivește ție. Pentru că, uite, tu nu ai mobilitate la picioare, tu ești bun pe brațe, îți place să lucrezi cu brațele. Ok? O persoană care, de exemplu, am văzut asta la fotbaliști. Dacă ai și mobilitate ca fotbalist, ești foarte bun pentru lupta de picioare, pentru că te miști foarte rapid cu picioarele și atunci poți să faci și taekwondo, poți să faci și fotbal. Eu cred că un luptător care face un practicant de taekwondo, care este și talentat la fotbal, este un luptător foarte bun. De aia zic că un stil de luptă, orice stil de luptă este bun, câtă vreme vine fix mănușă pe calitățile tale. Am înțeles. Vreau să te întreb, tu ai făcut și sparring când veneai la sală? Nu, n-am ajuns acolo și recunosc că aveam o reținere.
Am avut o vreme o reținere, dar trebuie să-ți povestesc, a fost unul dintre cele mai bizare momente care mi s-au întâmplat acolo. Era acel moment în care trebuia să am un adversar cu da. Care să exersăm lovituri și paraje. Și s-a nimerit să fie un puști de 16 ani, foarte bine făcut și care se mișca și foarte bine, dar care îmi vorbea cu dumneavoastră. N-am vreo problemă cu asta, că în general am o vârstă, am niște fire albe și mi se vorbește cu dumneavoastră. Dar era puțin bizar și dădea și destul de amabil, lovea amabil. Și zic, băi nene, stai la sală, zic, odată dacă mai vorbești cu dumneavoastră, vezi că te pocnesc ca lumea. Și doi, hai să dăm ca lumea dacă toți suntem aici, am avut acest moment. S-a speriat, a? Da, nu s-a speriat, a înțeles foarte bine, ok, suntem aici, dăm ca lumea, că de-aia suntem. Să vedem ce înseamnă lovitură și parată și... Da, mi-ar fi plăcut să faci și puțin sparring, că atunci ai fi simțit adrenalina. Adică sparringul, lupta cu partener, lupta de antrenament, este cea mai apropiată de o luptă de stradă, doar că îți oferă siguranță. Eu am venit la tine la sală, am luat o pauză, am fost și plecat, am avut niște treburi de rezolvat, întotdeauna mi-am spus că sunt într-o pauză și îmi place să cred că sunt într-o pauză și aștept să revin la sală. Ai fost unul din persoanele, ți-am spus și asta și înainte de emisiune, pe care în timpul pandemiei, când am fost izolat la domiciliu, l-am văzut cel mai des. Pentru că ai făcut acele antrenamente online pe care eu le-am făcut în casă la rândul meu. Și mi-am dat seama, am redescoperit sportul, nu numai mișcarea, am mersul pe jos și eventual puțin alergat. Nu, am descoperit ce înseamnă efortul fizic susținut. Antrenamentele tale țineau o oră, după 40 de minute, nu vrei să știi cum respiram și eram... Mai îmi luam o pauză, nu e ok să iei pauză, dar mai îmi luam o pauză. Ok, vreau să revin la sală. Când se redeschid sălile sau s-au redeschis, ce presupune asta? Ce se mai întâmplă în zona asta de sport? Sălile s-au redeschis, doar că sunt niște condiții destul de greu de respectat. Am vorbit chiar cu proprietar de săl de fitness. Trebuie să ai 2 metri distanțarea socială, distanțarea fizică între practicanți, trebuie să ai 7 metri pătrați de persoană, adică dacă ai 100 de metri pătrați, în sala respectivă pot încăpea 100 de metri împărțiți la 7, asta înseamnă că 10-13 persoane. Ok? Acel, dar nu poți să lupți cu mască sau să faci sport exclus? Sporturile de contact, din câte știu eu, sunt... Nu ai voie să faci sportul de contact, ceea ce înseamnă sparring sau lucru cu partener. Pentru că e tocmai apropierea asta care este... Mobilitate și așa mai departe. Poți să lucrezi tehnică, la sac, la oglindă, poți să lucrezi condiționare fizică, flotări, genuflexiuni, tot ce înseamnă, tot ce ține de sfera asta. Dar nu poți lucra cu un partener tocmai din cauza riscului de transmisie a bolii. Admitere. Am înțeles. Și asta ce presupune? Că nu se întâmplă în viitorul apropiat, de fapt. Eu fac antrenamente. Am început de 2 săptămâni să fac antrenamente în sală, una din sălile mele. Și nu facem decât la sac. Facem tehnică, nu ne apropiem unul de alții, toată lumea vine gata echipată, încercăm să respectăm toate condițiile impuse de autorități. Dar e complicat, pentru că odată sunt niște costuri foarte mari de chirie, costurile de întreținere, acum au apărut și cheltuielile cu de dezinfectarea echipamentelor și așa. Da, trebuie să cumperi care, niște da, care se fac, chimicale. Ok, făceam curățenie, dar acum trebuie făcut după fiecare antrenament și deja apar niște costuri pe care nu e greu să le acoperi cu acele 10 persoane care sunt în sală. Trebuie să plătești chirie, întreținere, curățenie, alte taxe și toate astea și e foarte complicat. Și de-aia spuneam, vorbeam cu un proprietar de sală de fitness și a grupat elevii pe ore. De la ora 10 la ora 11 veniți voi. De la ora 11 la 12 veniți voi. Și tot așa. Și am pățit până la seara și am pățit pe toți, în funcție de programul lor. Am înțeles. Deci cam asta ar fi viitor de făcut. Uite, am început să-mi pun aceste... Nu vedeam ce faci acolo. Da, da, da. Am început să-mi pun aceste banderole, se numește? Bandaje fașe. Bandaje fașe. Întotdeauna... Știi, am să spun o chestie... Antrenamentul nostru, când veneam la sală, începea undeva pe la 8-8 jumate, veneam de la job, eram totuși după o zi de muncă, mai în momentul în care mă așezam, mă schimbam, mă așezam și începeam să-mi pun chestiile astea pe mână,
e un vibe foarte special. Nu știu dacă tu îl mai știi sau îl mai conștientizezi, dar era, băi, acum am o oră sau o oră jumate în care o să scot untul din mine și probabil o să mai primești una pe temiri. Da. Eu am două chestii aș vrea să spun referitor la treaba asta. Prima chestie, eu spun tuturor, o oră jumate cât ține antrenamentul este o oră jumate a ta. Telefoanele pe silent, grijile, problemele sunt afară. O oră jumate te deconectezi și ceea ce spui tu că făceai, te pregăteai pentru ora aia, o jumate care să fie a ta. Referitor la mine, eu acum, după atâția ani de practică, îmi pun bandajele din instinct. Am învățat să mi le pun, dar mi-am pus de atâtea ori. Am greșit, o să o iau. Nu văd de monitoare, dar... Țin minte, când mă duceam ca elev la antrenamente, eram așa de mândru că fac sportul ăsta, că mă urcam în troleu și mergeam, nu știu, 5, 6, 7 stații cu metro, cu troleul. Coboram din troleu, mă duceam la sală. În timp ce stăteam pe scaun în troleu, ce crezi că făceam? Îmi puneam bandajele. Era așa o mândrie și îmi doream să vadă lumea ceea ce fac eu. Trebuie să puteam să fac la sală, foarte, dar trebuia să vadă lumea ceea ce fac eu. Am înțeles, ostentativ, nu? Exact. Nu, era doar așa de, mamă, uite, ăsta e un sportiv. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că atunci când am început să dau un sac, voiam să-mi iau un mânuș de box și te-am întrebat, vreau și eu niște mânuși de box, care sunt alea pe care să mi le iau? Și te-ai uitat așa la mine, zice, băi, tu vrei să înveți să dai cu pumnul ca lumea în sacul ăsta? Nu dai cu mânuș, că mânușa e mare și prinzi ca lumea și oricum ți se pare că dai ca lumea, riscul e să nu dai ca lumea. Motiv pentru care trebuie să lovești întotdeauna așa, ceea ce a dus în o lună de zile sau vreo două luni de zile am avut eternele zgârieturi aici, care se și vindecă foarte greu pentru că... Tot timpul flexezi. Da, tot timpul flexez mâna. Dar a meritat. Și cumva mi-e dor de asta. O să sper să reluăm cât de curând. Într-adevăr, mânușile strică tehnica. Dacă vrei să înveți să lucrezi corect, țin minte, când am început eu artele marțiale, antrenorul meu m-a pus la spalier, direct, așa că o lună de zile am dat numai asta. M-am plictisit. Ai făcut aceste filmări online, uh-huh. Antrenamentul online, repet, le-am făcut și eu cu tine și au fost extrem de epuizante. De multe ori n-am dus mai mult de 40 de minute, au fost și zile în care am dus ore, uh-huh. Ore. Am dus ora cap-coadă. Cum a fost pentru tine experiența asta, treaba asta, câți oameni au venit, cum a funcționat? A început din nevoie, pentru că sala s-a închis, eu aveam în plan, sau mă rog, așteptarea mea era ca starea de urgență să dureze maxim o lună, după aceea să revenim la viața normală. Nu aveam în gând, nu cred că avea nimeni în gând că ce o să vină și cum, arată bine. Ce o să vină și cum o să vină. Și era ideea de a face ceva pentru elevii care veneau la antrenamente, să fac ceva în plus. Așa am început. Am căutat programe care să mă ajute, pentru că n-am vrut să investesc în echipamente de streaming, cameră. Da, sunt ceva bani de băgat. Da. Și atunci am căutat foarte mult programe care să mă ajute să fac treaba asta cât mai accesibil. Softuri, zici tu. Da, mm-hmm. Da. Și am început să... Mi-am făcut un program de antrenament. Nu știam ce înseamnă live-urile, nu știam ce înseamnă live pe Facebook, am avut emoții în primul antrenament, simțeam cum tremură vocea. Era ceva nou pentru mine. Din obișnuința să am în față elevi 10, 20, 30 de sportivi și să vorbesc cu ei, la un moment dat eu trebuia să vorbesc doar cu un telefon. Știi, aici am avut invitați și muzicieni care mi-explicau cumva fix același lucru. Una este să cânți pe scenă și să ai feedback-ul publicului care e acolo în față, alta e să cânți în fața unui telefon, vorba ta. Eu, de exemplu, mă încarc cu energie. Dacă am o grupă mare în care vrea să învețe și simt, atunci să vezi ce antrenament fac. Știi? Și transmit. Treaba asta funcționează. Eu ofer ceva, elevii îmi dau energie înapoi, eu le dau loc mai mult. Cam așa funcționează treaba. Și asta e testată pe propria mea piele. După care, mă întrebai de antrenamente, cum au început? Ți-am spus, asta a fost din nevoie, din nevoia de a continua activitatea. Pentru mine, pandemia a prins foarte bine din punct de vedere al timpului petrecut cu familia, întrucât nu
Până în acel moment, nu știu dacă petreceam 2 ore pe zi în familie. Dar venind pandemia, a trebuit să petrec aproape tot timpul. După care, primele 2 luni, n-a durat o lună, a durat 2 luni criza, starea de urgență, 2 luni am avut cea mai bună condiție fizică, întrucât în fața camerei trebuia să fiu acea oră, cum ai spus tu. Nu știu, erau grele pentru tine și pentru mine erau la fel de grele antrenamentele. Nu știu cum se vedea pe cameră, cât de greu e, dar la un moment dat țin minte cum gâfâiam, cum transpiram acolo și bă, nu dă bine pe cameră treaba asta, trebuie să fac ceva, să fie mai bine ambalat. Dar până la urmă am zis, băi, asta e, așa ar trebui să arate un antrenament, atât pot să fac eu acum, cine poate să facă mai mult, bravo lor, cine poate să facă mai puțin, încet, încet o să ajungă. Mi-amintesc de faptul că aproape la fiecare antrenament încurajai oamenii, faceți sport și aduceți-vă și familia sau membrii familiei. Cred că treaba asta a fost crucială în această perioadă pentru foarte multă lume care s-a uitat. Acolo am să spun o chestie. Nu există atât de multe, statistic vorbind, atât de multe victime ale COVID-ului, care e destul de păcătos așa cum arată el, dar nu există atât de multe victime ale COVID-ului față de, hai să zicem, numărul de morți de cu un an în urmă, din cu totul alte considerente, accidente de mașină și așa mai departe. Dar această perioadă de izolare a crescut numărul depresiilor, și a crescut și numărul sinuciderilor la nivel global. E destul de îngrijorător. E momentul în care intri în sport și îți rezervi, că și așa n-aveai altceva mai bun de făcut decât să te îngropi în canapea să te uiți la Netflix, da? Să zicem. În momentul în care începi să-ți dedici 3 ore pe săptămână, care nici nu mi se pare foarte mult, sportului, organismul tău începe să funcționeze altfel și cumva și capul tău începe să funcționeze altfel și sportul mi se pare, cred, unul din cele mai bune antidepresive ever, care, știi că funcționează. Cel mai bun medicament. Sunt trei lucruri pe care vreau să ți le spun. Prima dată, referitor la sportul în familie. Am tot încercat să motivez, cum ai spus tu, să implic pe oameni, să fac să lucreze împreună. De ce? Relația părinte-copil se solidifică în momentul când ei fac activități împreună. Eu țin minte când eram mic și m-a luat taică meu să jucăm tenis. Și m-a luat, inclusiv el a făcut puțin tenis, puțin judo. Și a început să-mi explice din puțina lui experiență, mi s-a părut ceva foarte tare. Eu care nu văzusem în viața mea o rachetă de tenis, hai să văd și eu cum e. Și, ok, a fost, nu s-a lipit de mine, nu mi-a plăcut, dar experiența trăită împreună cu tatăl meu. După care am primit feedback de la cei care făceau antrenamentele live. Mare parte au fost elevi de-ai mei, copii, care făceau antrenamente cu părinții. Și mi s-a părut foarte tare, foarte tare, bravo. Și timp de o lună, două luni, îmi trimiteau poze aproape la fiecare antrenament, că făceau după finalul antrenamentului, uite, am terminat încă un antrenament, foarte tare, ne-a plăcut, a fost greu, a fost ușor, vrem să facem mai mult, așa. După care, părinți care doar își aduceau copiii la sală, veneau și, ok, gata, am început să fac și eu, îmi pare rău, și îmi spuneau, îmi pare rău că nu m-am apucat să fac mișcare când era sala deschisă. Dar promit, când se va deschide, voi veni. Au ajuns antrenamentele, live-urile astea pe care le-am făcut, au ajuns Elveția, Germania, Anglia, inclusiv în Australia. Au fost share-uite și au văzut, în general, cred că au fost văzute de români, dar au făcut oarecum încă în jurul lumii peste 15 țări. Înțeles, ai un număr de oameni la care s-au uitat? Estimativ? Aveam, o medie. Aveam un calcul la un moment dat, cred că sunt peste 50.000. Peste 50.000 de persoane, asta pe o lună jumate. Doar pe o lună jumate, dar eu am făcut live-urile timp de 3 luni. Timp de 3 luni de zile am făcut live-uri. 2 luni, da, nu, apă 3 luni, 3 luni am făcut. Ok, hai să spunem, vreau să spunem acest lucru. Dacă live-urile alea sunt în continuare pe net, da. Sunt pe Facebook, dacă cineva vrea să le facă, unde le găsește? Sunt pe pagina clubului, Clubul Sportiv Kyodai, cu K-a, K-Y, Kyodai. Găsiți acolo antrenamentele, sunt prin martie, de pe 15 martie până inclusiv acum. Am schimbat puțin registrul, am schimbat puțin metoda. O să pun antrenamente săptămânal, o să fie live-uri acolo în care eu lucrez cu un sportiv și facem câteva tehnici simple,
care pot fi făcute individual sau cu partener acasă. Dar v-am spus, faceți sport pentru că e bun pentru voi. Aveți acolo tot ce vă trebuie. Am înțeles. Și de acum încolo, cine vrea să vadă antrenamentele astea, cum poate să aibă acces la ele? Momentan sunt pe Zoom, am trecut pe Zoom, dar pentru asta trebuie să vorbim tot așa. Îmi dați un mesaj pe Facebook și o să vă dau acolo linkul de acces, sau la sală, sau în parc. Acum facem antrenamente și în parc. Facem la stadion, la Arena Națională. Da, uite că la asta nu m-am gândit. Asta ar fi o idee foarte bună, cred, de antrenament în aer liber. E cu totul, antrenamentul în sală este diferit de antrenamentul în aer liber. Te solicită mai mult antrenamentul în aer liber, chiar dacă faci aceeași treabă, nu știu care ar fi explicația. Explicația mea este că am alergat un kilometru pe bandă la un moment dat și mi s-a părut că sunt erou de la maraton și parmă am alergat același kilometru în parc și n-a fost același lucru, nici pe departe. Și de 2 săptămâni fac antrenamente în parc, cu un grup restrâns de persoane, tocmai pentru a respecta restricțiile autorităților, și îi văd că nu au condiție fizică. Apropo de treaba asta, îmi povesteau că, așa cum zici tu, că făceai mișcare 40 de minute, în momentul când nu te vede cineva, tu faci sport în fața unui monitor, îl vezi pe antrenor că țopăie și el pe acolo și dă din gură, dar tu poți să mai stai, să mai iei o pauză, în loc de 10 flotări faci 8, după care am trecut pe Zoom. Pe Zoom puteam și eu să-i văd, nu mă vedeau doar ei pe mine. Și mi-au spus, antrenamentele pe Zoom sunt mult mai grele decât cele pe Facebook. După care am început cu antrenamentele în parc. Antrenamentele în parc sunt mai grele decât cele pe Zoom. Și tot așa. Din experiența ta de antrenor, ok, știu că ești tată de fică, sunt tată de fică, eu în calitatea mea de tată am adesea puseuri de lene, adesea sunt un leneș și în momentul în care mă hotărăsc să fac un antrenament într-o zi, mi-l programez în cap, îmi fac un setup în cap cu cel puțin o zi înainte. Mâine o să fac asta și încerc să mă țin de treabă. Dar încerc să o trag și pe fimea în zona asta de sport și nici nu vrea să audă. Nici nu vrea să audă și nu știu că e greu jobul ăsta de părinte, nu știu niciodată ce Dumnezeu de motivațional aș putea să-i dau să reușesc să o conving, să o aduc, și mai mult decât atât, o să-i fie greu și știu asta, dar să se și țină. Experiența ta de antrenor, sau mă rog, din experiența ta de antrenor, poți să-mi spui niște skill-uri, cum Dumnezeu poți să-i tragi pe ăștia de între 12 și 16 ani? Nu. Ok, s-a rezolvat. Nu, dar ce am observat, raportat la elevii mei, la copii, din totalul meu de copii care veneau la antrenamente, în online au rămas, nu știu dacă au rămas 10. Adică să zicem din 50 de copii, poate chiar mai mult de 50 de copii, în online n-au mai rămas 10. Am vorbit cu părinții, care este problema? Păi ei sunt învățați că telefonul, tableta sunt pentru jocuri, nu pentru antrenamente. Asta odată. După care eu la sală făceam sport jucându-mă cu ei. Adică foloseam tot felul de tehnici și metode în așa fel încât antrenamentul să fie distractiv. Ei să facă flotări, dar să nu facă flotări pentru că, da, sportul face bine, mișcarea face bine și trebuie să muncim ca să punem organismul la treabă ca să ne simțim bine. Nu, noi facem flotări ca să ne distrăm. Și aveam tot felul de jocuri prin care făceam treaba asta. Pentru, tot așa, ce am observat, o jumecherie, dacă vrei. Anturajul. Dacă anturajul, unul din anturaj se apucă de un sport, o să-și mai motiveze 1, 2, 3 prieteni să facă sport. După care vine motivația personală. Putere. Ah, ok. Motivația personală. Și asta o spun dintr-un exemplu, un elev de-al meu care a fost campion național, s-a lăsat de kickboxing. Și mi-a scris pe Instagram că vrea să se apuce și el cum să dea buta jos. I-am scris un program simplu de antrenament, un simplu regim alimentar, l-am văzut ieri ce a fost, sau alaltă ieri, nu l-a recunoscut. S-a și înălțat, s-a lăsat pe la 12 ani, s-a lăsat de vreo 2 ani, deci acum are vreo 14 ani. Da, stă încă în creștere. Da. Dar de la copilul pufos care era, să-l văd acum cu pătrățele, în
cele 3-4 luni de pandemie, mi s-a părut extraordinar. Dar asta a plecat de la el, de la dorința lui interioară să facă mișcare. Și un exemplu, pe care, un sfat pe care ți-l pot da, copiii trebuie să încerce cât mai multe activități, sporturi dacă vrei, și de acolo să aleagă ce le place. Eu am încercat să fac asta prin puterea exemplului și a fost destul de hilar, pentru că eu mă uitam la tine, încercam să țin pasul, iar fiimea mustăcea pe-n spatele camerei văzându-l pe tasul cum își dă duhul pe acolo, știi? Cu flotări și cu genoflexiuni și cu abdomene și așa mai departe. Este foarte greu ca un antrenor să fie, ca un tată, părinte, să fie și antrenor. Sunt foarte puține exemple în lume de așa ceva, pentru că relația părinte-copil este una oarecum și de prietenie și atunci un antrenor să impune un alt respect. Eu mă uit la toți elevii mei, sau ok, hai să o luăm altfel. Părinții, tații, părinții copiilor mei îmi spun că nu, copiii nu-i ascult. În schimb, pe mine mă ascultă. Pentru că asta a fost de la început. Intrăm în sală, salutăm, respectăm, faceți exact cum spun eu, pentru că vreau să vă învăț, ceea ce vă învăț eu o să vă ajute și nu avem voie să facem decât așa. Respectăm regulile astea. Acasă, copilul cu părintele face cam ce vrea, pentru că asta am învățat și eu de... Excurs sentimental, exact. Da. Și atunci, asta e. Vorbeai de six-pack mai devreme. Mm-hmm. Asta este, nu știu dacă este neapărat o obsesie națională sau o obsesie mondială. Și unii vor să se trezească cu six-pack-ul ăla peste noapte. Tot la unul din antrenamentele tale vorbeai că odată nu oricine poate să facă ăla, oricât de multe antrenamente ar face, să facă acești mușchi la burtă de impresionat fetele. Unul la mână, doi la mână, organismul în general, vorbesc acum, noi știm asta, dar vorbesc acum pentru toată lumea, organismul în general, mai ales la sport, el nu... Spre exemplu, dacă tragi de fiare să faci biceps sau triceps, lucrul ăsta nu merge regulat. Poți să tragi 3 luni ca disperatul și să nu se întâmple nimic și următoarele 2 săptămâni să ai o performanță extraordinară în dezvoltarea mușchiului și așa mai departe. Și aici ala este la fel, nu? Abdomenul este unul dintre cei mai grei mușchi de lucrat. Dacă vrei să scapi de grăsime, bun, hai să o luăm altfel. Abdomenul arată frumos. Din antichitate am văzut sculpturile, am văzut platoșele, luptătorii. 300, locale, exact, Ulise, da. Și arată sportiv. Toată lumea își dorește să fie fit. De ce? Pentru că, în primul rând, arăți bine, cred că ăsta este primul factor, după care te simți bine. Dar sunt alți factori care favorizează apariția pătrățelelor. Primul factor este geneticul și când zic genetic nu înseamnă că te-ai născut cu pătrățele sau cam de fapt asta înseamnă. Sunt oameni și asta o știu tot așa dintr-un exemplu personal, am o cunoștință, sunt 5 frați, 4 băieți și o fată, toți 5 au pătrățele. Într-adevăr fac sport, toți 5, dar te ajută și treaba asta. După care, să presupunem că ai burtă. Ca să scapi de pătrățele, primul lucru pe care, ca să ajungi la pătrățele și să scapi de burtă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ai grijă ce mănânci. Regimul alimentar. Toți marii campioni de fitness, de culturism, pentru ei partea grea nu este să tragi de fiare, partea grea este să ai disciplina alimentară. Pentru că și consum foarte mult dacă exact. Faci sport, da. Exact. Dar în același timp, eu nu-mi permit, un campion de fitness, nu-și permite să mănânce toată ziua dulciuri sau prăjituri sau trebuie să aibă și el o disciplină alimentară, un regim alimentar. Tu cum te descurci cu mici și bere? Te abții sau? Norocul meu este că nu-mi plac nici mici, nici bere. Mai puțin norocul meu este că îmi plac foarte mult dulciurile. Și nu mă abțin la dulciuri. De asta nici n-am pătrățele. Eu știu că dacă faci efort susținut, zahărul din organism sau dulciurile se elimină cam în primul sfert de oră mai greu cu carbohidrații. Exact, da. Dar... tot așa, ține, e vorba de alimentație, trebuie să ai un program strict de antrenament și o disciplină alimentară, asta contează, știi? Dar
trebuie să pui în balanță. Îmi doresc pătrățele sau îmi doresc mici și bere? Știi? Și atunci ce cântărește mai mult? Dacă tu cântărești mai mult mici și bere, ok, renunț la mici ca să nu am pătrățele. Bă, și pătrățele. Momentul ăsta cu mici și bere e și el un moment de grație. Pe mine mă amuză, spre exemplu, este denumirea medicală. În momentul în care ai mâncat ca porcul și ai privirea aia tâmpă, știi? Când organismul își face digestia și ai o privire tâmpă, medical se numește idioție postprandială. Nu știam. Ceea ce mi se pare unul la unul cu starea pe care o ai, pentru că nici mintea nu mai funcționează foarte bine. Pur și simplu sângele s-a dus în stomac să-și facă și ajută să facă digestia și tu te mulțumești cu acel zâmbet pe față. Dar este o stare pe care o cunosc destul de bine și care nu-mi displace basically. E o stare de bine. E o stare de bine, da. Cui îi place foame. Asta e adevărat. Vreau să te întreb ceva. De cât timp ești antrenor? Am început să practic. Bun, e o poveste lungă și aici. Eu am început artele marțiale la 13 ani, în 99. Și din al doilea meu antrenament de arte marțiale, de karate, că așa cu karate le-am început, mi-am dorit să am și eu sala mea. Întâmplările au făcut ca antrenorul meu să plece din țară și să mă lase grupul antrenor la grupa de începători. Și am început să predau în 2008. Dar am știut, din al doilea antrenament, din viața mea de arte marțiale, am știut că asta vreau să fac. Ok, da, nu-i puțin lucru. Da. Să știi ce vrei. N-am făcut nimic. N-am făcut niciun demers în sensul ăsta. Dar au venit lucrurile de la sine. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Aia, mi-a plăcut foarte mult. Mă uitam la filme cu chinezești, cu Kung Fu, cu Bruce Lee, cu Van Damme. Sora 13, da, toți le-am văzut. Și, da, și mă băteam, îmi făcusem la țară, luasem un sac de al bunicilor de porumb, l-am agățat în copac și am dat până, cum ai spus tu, până mi s-a luat pielea de pe chentosuri. Te-am întrebat asta pentru că voiam să știu... Dacă ai regretat vreodată că ai ales drumul ăsta și, mai mult, care a fost acel moment, dacă a fost unul, dar sunt convins că a fost unul în care ți-ai spus, bă, a meritat că am făcut asta pentru că uite ce am obținut. Am un tip de performanță cu un elev, cu tine, personal. De regretat, o regret doar din punct de vedere financiar, pentru că dacă aș fi făcut meseria mea de bază care e de inginer, cred că mi-ar fi fost mai bine, cel puțin pe perioada pandemiei. Dar sunt momente, de exemplu, m-a surprins telefonul tău, mesajul tău. Hai să vedem. Hai, foarte tare. M-a surprins când mi-ai spus acum că ai făcut antrenamentele și din ce-mi povestești, cred că le-ai făcut aproape pe toate. Aproape pe toate, da. Chiar m-am ținut, mi-am pus capul să mă țin. Disciplină. Autodisciplină. Am fost surprins când am primit un telefon, nu, m-am întâlnit întâmplător cu un fost elev și mi-a spus că perioada aia în care a făcut antrenamente cu mine a fost una dintre cele mai tari perioade pentru el și că i-am schimbat viața atunci. Lucrurile astea, bine, sunt multe întâmplări, sunt multe, multe, foarte multe întâmplări. Un alt lucru care m-a motivat foarte mult, am început acum, nici nu mai știu, cred că 7 ani, poate mai mult de 7 ani, să lucrez cu copii speciali. Și eram la o școală specială, făceam antrenamente de arte marțiale, le-am adaptat nevoilor lor și am început antrenamentul cu acei copii. Se deschide ușa sălii de antrenament, intră un copil, un băiețel, care avea 13-14 ani și avea tetrapareză spastică, cred că ăsta e termenul, și multe alte probleme. De-abia putea să meargă, de-abia putea să-și miște brațele. Nu știu exact, era anchilozat, nu, uh-huh. Era blocat. Și mi-a spus că vrea să facă și la antrenamente. Ok, intră, faci și tu. Nu se putea descălța, era o situație specială la el. Faci atât cât poți. Bun, a făcut antrenamentul cap-coadă atât cât a putut. Ne-am luat la revedere la final, toți au plecat, el a venit la mine să mă întrebe ceva. Bună ziua, salut! Mă puteți învăța să mă ridic de jos? M-am blocat. Cum adică să te învăț să te ridici de jos? Păi eu dacă cad, nu mă pot
nu mai pot ridica, decât dacă mă ajută cineva sau dacă am o scară. Și timp de 20 de minute după acel antrenament am lucrat cu el. Am încercat, s-a întins pe jos, bun, hai, pune mâna aici, pune piciorul aici. Oricum încerca, nu reușea. Au trecut 20 de minute, transpira, gâfâia, ok, Tiberiu îl chema. Haideți să ne oprim, ai obosit, uite cum respiri, uite cum gâfâi, hai să facem o pauză și mai continuăm și data viitoare. Nu am obosit, așa respir eu. Deci după 20 de minute, el își dorea așa de mult să învețe, să se ridice, era independența lui. El n-avea voie să iasă în parc. De ce? Dacă ieșea în parc și ar fi căzut, el rămânea acolo, n-avea cine să-l ajute. Și își dorea atât de mult, încât nu conta cât de obosit e, cât e așa. Și chestia a fost ceva ce a declanșat în mine. Ce a reușit? Da, nu atunci, nu mai știu, cred că ne-am chinuit vreo două săptămâni, dar într-un final a reușit. Mă mai sună din când în când. Ce faci, Tibi? Mai repeți ridicările? Da, nu-i puțin lucru. Da. Da. Și de aia zic, sunt multe momente. Partea competițională, mândria, dacă vrei, când vezi că sportivii pregătiți de tine fac performanță. Medale. Exact. Un alt lucru care, tot așa, eram la un concurs acum mai mulți ani, când aveam o grupă de copii de vreo 6-7 copii și mergeam cu ei la competiții, toți erau pe podium. Și când spun pe podium, erau pe podium înseamnă că erau locul 1-2. 1-2, 1-2, nu foarte rar să iau un loc 3. Unul din părinți din sală, nu știu al cui era părintele, nu era părintele unuia dintre copiii mei, vine la mine, mă felicită, mulțumesc, aveți un grup de copii foarte tehnic, foarte bine pregătit. Și n-a venit de la un antrenor, n-a venit de la un alt sportiv, a venit de la un părinte. Și asta a fost iar un lucru care m-a marcat, m-a impresionat. Da, foarte interesant ce spui. Vreau să vorbim puțin de antrenamentul de la sală pe care mi-l amintesc. El era structurat. Aveam o încălzire. Destul de lungă. Destul de lungă, erau vreo 20 de minute cel puțin. 20 spre 30 de minute și pe parcurs devenea și ea nevoioasă. Mai ales la coreene, că acolo avem mare probleme. O să vorbim imediat și de încălzire. Părmă aveam niște tehnici de lovituri pe care le făceam cu toții. După care noi ăștia mai începători intram la antrenamentul individual sau fie găseam câte un partener cu care exersam baraje și lovituri. Paraje, nu baraje. Așa. Iar cei mai vechi făceau sparring, ok? Da. După care era condiționarea fizică. Condiționarea fizică și basically ieșirea din antrenament, care era, cum să spun, era foarte hardcore la sfârșit. De ce este important să fie structurată ca atare? Și de ce la sfârșitul antrenamentului, când deja ai obosit, mai ai încă un sfert de oră, 20 de minute în care scoți un tub din tine? Bun. O să încep tot așa cu o mică poveste. În timpul școlii de antrenori, unul din profesori ne povestea ce a auzit și el la alții despre Usain Bolt, care e campion olimpic, cel mai tare, cel mai rapid om din lume, și un antrenor a venit și studia metodele de antrenament. Păi a venit și o oră, două, s-a încălzit, a mai dat drumul puțin pe acolo, doar asta pe pista de alergare. A băgat 5 sprinturi rapide de 100 de metri, s-a mai întins puțin și a plecat. Păi ăsta e antrenament? Păi da. Alea o oră, două ore, a fost pregătirea organismului pentru efort. Antrenamentul propriu-zis au fost alea 5 sprinturi, după care a venit revenirea după efort și atât. Păi ok, păi și ăla e antrenament? 5 sprinturi? Atât? Nu. Antrenamentul lui înseamnă tot. Pregătirea organismului pentru efort, alea o oră, să zicem, de încălzire, după care se duce în maximal în cele 5 sprinturi, care dă cât de mult poate, după care face revenirea. Așa fac și eu antrenamentul. De ce fac încălzirea lungă de 20-30 de minute? Am observat la încălzire, pur și simplu, fiecare mușchi, deci nu rămâne mușchi nemișcat. Plus exact. Că fac o paranteză, băi, am avut după primul antrenament făcut din ce e postat online, am făcut febră muscular la fund. Trebuie să adua zi ce. Gândește-te că la mine la antrenamente vin sportivi experimentați cât și sportivi noi. Eu nu pot risca ca un sportiv nou să se accidenteze și atunci prefer să se plictisească la încălzire. Cred că 70% din persoanele
care au venit la antrenamente mi-au spus că încălzirea e prea lungă. Nu mă interesează. De ce? În primul rând, pentru mine contează siguranța ta. Tu, ca să pleci întreg de la antrenament, trebuie să, să faci antrenamentul cum trebuie. Și atunci, eu fac încălzirea cu tine, în care încălzesc, cum ai spus tu, fiecare mușchiuleț, fiecare articulație, timp de 20-30 de minute. După care facem bazele, ai văzut cum stăteam toți în gardă, care are rol de asimilare a cunoștințelor, dar și de încălzire. Okay? Pentru că noi am făcut o încălzire fizică generală, după care facem o încălzire specifică, în care lovim cu pumnul, directele, croșiele, picioarele și așa mai departe. De ce? În momentul când dăm la sac sau cu partener, tot exercițiile alea le facem, dar noi suntem pregătiți. După care vine partea tehnică, în care lucrăm cu partener, cu sac sau funcție de ce avem pentru ziua respectivă. Dar tu acum ești deja încălzit și cât de cât obosit. Dar pentru a dezvolta rezistența ta, condiționarea ta fizică, acum accelerăm puțin și trecem pe condiționarea fizică. Ai văzut, flotări, corene, genuflexiuni, toate poveștile astea. Te-am dus în maximul capacității tale de efort, după care facem o revenire. Făceam o alergare, nu știu ce... Ce făceai tu atunci? O alergare ușoară după antrenament, un stretching, după care se termina antrenamentul. Dar de asta eu aleg ca încălzirea să fie atât de lungă. Aș putea să o fac. De exemplu, pe live-uri am lăsat-o la 15 minute. Și așa, mulți mi-au spus, băi, e prea lungă încălzirea. Știu că e lungă, dar nu pot să o fac mai scurtă. În primul rând, pentru mine, că știu cum funcționez eu și am nevoie, mai ales acum cu înaintarea în vârstă, ai nevoie de o pregătire mai multă, de o încălzire mai multă, de o pregătire de mai lungă perioadă a organismului pentru efort, dar în același timp oamenii care se uită la mine, poate sunt oameni care n-au făcut niciodată sport. Și atunci ce fac? Eu dau de două ori din braț și după aia pun să facă la flotări. Păi normal că articulația asta o să aibă de suferit. Mai am o întrebare care ține de antrenament. Ai multe întrebări. Da, am okay. Câteva. Exersezi anumite combinații de lovituri, da? Uh-huh. Ai o dreaptă, da? Ai un croșeu, pormă lovești cu piciorul și așa mai departe. Și ai niște combinații pe care, exersându-le ca atare, ele mai devreme sau mai târziu se fac ca sinapsă pe creier. Eu am una din aceste probleme. Mi-e foarte greu în momentul în care m-ai trecut de 4-5 lovituri, mi-e foarte greu să le rețin ordine. Am această problemă. Pe de altă parte, cred că dacă aș exersa mai mult, dar fix în ordinea aia, mai devreme sau mai târziu le-aș reține. Cam de cât timp, zic așa o medie la oameni, este nevoie ca să faci această combinație de lovituri ca să ți se creeze sinapsa pe creier? Cam care este durata medie la oameni? E o întrebare grea. Pentru că depinde de la om la om, dar ține foarte adică mult... Adică mai cu mintea mai greoaie ca mine. Da, pentru am înțeles. Ideea este că, ce spuneam și la început, ține, e vorba doar de repetiție. Dar ce aș putea să spun tot așa din ce am observat, dacă un începător care n-a făcut niciodată lupte, un sport de contact, vine la antrenamente, după 3 luni, de venit constant la antrenament, undeva la 3 antrenamente pe săptămână, după 3 luni deprinde bazele. După 6 luni face față unui sparring, adică învață să se descurce într-o luptă. După un an de zile face față unui sparring cu un campion, dar nu că îl bate, face față. Face față, da. Așa, se descurcă, nu mănâncă bătaie și cam după 3 ani ai ajunge tu campion. Cam ăsta este ritmul de creștere. Mm-hmm. 3 luni, 6 luni, 1 an, 3 ani. Și la 40 plus? Și la 40 plus. Gândește-te că și acum mă laud cu un elev de-al meu, a început sportul, kickboxing-ul la 32 de ani. După un an sau după 2 ani, nu mai știu exact, cred că după un an de zile a ieșit campion național. E adevărat că la amatori, dar... Pentru o persoană care n-a făcut niciodată kickboxing, nici n-a făcut niciodată arte marțiale, e un lucru minunat. Am mai avut tot așa un elev, avea 20 și un pic de ani, după 6 luni a ieșit vicecampion național pe full contact. Dar amândoi au muncit aproape zilnic. În cele 6 luni, respectiv un an, au muncit zilnic, zi de zi. În afară de cele 3 antrenamente, hai să le zicem
obligatorii, da, pe care trebuie să le ai pe săptămână. Mai sunt niște exerciții zilnice pentru un good fit, adică merge dimineața să faci 10 flotări? Sau... Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am înțeles, care presupune... O să decupăm asta, exact. Să punem măsura de la CNE. Da, trebuie zilnic. Eu am o problemă, să-i spunem, sau încerc de ani de zile să motivez părinții să facă mișcare. Și scuza lor, dar nu fac eu atâta mișcare toată ziua la muncă. Sportul nu este muncă. Sportul trebuie să fie gimnastică, detensionarea musculaturii, detensionarea articulațiilor. Și asta la fel, o spun tot ce am simțit pe propria mea piele. După o zi de muncă, în perioada de pandemie am lucrat în grădină, mi-am aranjat cât de cât grădina. De la mutat tot ce aveam pe acolo, la pus pavaj, la de toate. Ora de antrenament era relaxare pentru mine. Pentru că pur și simplu simțeam toți mușchiuleții cum se detensionează. Mm. Deci a fost ceva... Când am venit la tine la antrenament, aveam un job la acea vreme care presupunea să stau vreo 8 ore pe scaun și n-aveam cel mai prietenos scaun, motiv pentru care m-am ales cu niște mici probleme cu lomboșciatica, probabil și firești după oarește ce vârstă. Și știu că m-ai învățat o șmecherie, să mișc mâinile așa pe lângă corp. Cred că n-a durat mai mult de 2 săptămâni și mi-a trecut. Dar am făcut asta zilnic. Am zis, ok, mi-a zis să fac asta, hai să fac asta zilnic. N-am mai avut probleme de atunci cu spatele. Mai am niște exerciții pe care le-am mai văzut sau mi-am dat seama singur de ele. Am înțeles. Dacă ți le pot recomanda. Da, chiar vreau să le știu, pentru că probleme cu spatele probabil o să mai am. Nu mă mișc atât de mult cât mi-aș dori. A reușit să-mi pun astea bine. Vreau să te mai întreb o chestie. Îți povesteam mai devreme că am fost până tot soiul de locuri pe planeta asta. Locuri în care este sărăcie foarte multă, noi o ducem bine, crede-mă. Acolo e chiar sărăcie. Motiv pentru care și infracționalitatea sau criminalitatea este destul de mare. Unul din aceste locuri era plin, într-o proporție covârșitoare, de oameni care te atacau cu cocaină în nas, că aia era, și cu cuțitul. Și știu pe cineva, un accident absolut nefericit, care s-a împotrivit să scoată portofelul când i s-a pus cuțitul în gât și l-a omorât pe plajă, fără să stea cineva pe gânduri. Pur și simplu s-a întâmplat asta pentru că așa funcționează lucrurile în zona asta a planetei. Cum te ferești de chestii de astea? Cum te ferești de pistol? Cum te ferești de cuțit? Cum... Nu sunt specializat pe așa ceva. Am participat la mai multe cursuri și seminarii de luptă cu cuțit. Și toți instructorii de acolo spuneau, bine, sunt tot felul de tehnici. Dacă deschidem YouTube-ul sau orice din ăsta cu filmulețe care să ne învețe tot felul de tehnici care mai simandicoase. Băiatul care ne-a învățat atunci avea o tehnică foarte simplă și eficientă, într-adevăr, dar ne-a spus, dacă ați văzut cuțit, o luați la fugă. Pentru dintr-o luptă cu cuțitul, el a zis, nu scap netăiat. Și într-o luptă cu cuțitul, trebuie să protejezi zonele vitale. Ok, îți taie mâinile, îți pui mâinile în față, stai mâinile, dar nu ți-ai atins gâtul, inima sau altă zonă sensibilă. Sau la picior am văzut că mai obișnuiesc să lovească la... Depinde de, da, de atacator. Dar cel mai sigur pentru tine... Ai văzut cuțit, îți vezi de treaba ta, pleci mai departe. Pentru că nu o să ieși... Mi s-a mai explicat situația, mă rog, dacă n-ai apucat să fugi, faci ce ți se spune să eviți pe cât. Sau așa. Da. Bine, acum tot din ce am mai văzut și eu prin diferite filmulețe, chiar dacă faci ceea ce se spune, nu-ți dă garanția că o să scapi nevătămat. Bineînțeles, mai ales când sunt cu cocaina în nas și cu pupilele dilatate. N-am văzut în viața mea o densitate de oameni cum am văzut în zonele astea cu pupila dilatată.
oamenii nu mai aveau control pe ei. Și dacă intrau în zona asta de violență, plus că erau ok, erai acolo omul alb, erai gringo, erai o sursă de bani, orice ai fi făcut. Și atunci, pentru un fel sau altul, trebuia să-ți iei niște bani. Și așa funcționează. Și aia e. Da, n-am fost pe acolo. Nu sună prietenos. Nu sună prietenos, dar interesant sună. Adică, de altă parte, ai să-ți o spun pe aia dreapte, și o zonă în care poți să golănești cum n-ai golănit vreodată. În altă parte anume. Dar are și zona asta foarte periculoasă. Na, și e bine să te ferești de asta. Hai să mai spunem o dată. Cine vrea să facă antrenamentele astea? Unde trebuie să intre pe net? Dacă cineva vrea să te caute, dacă cineva vrea să facă antrenamentele în zona, la sală și așa mai departe, cum dă de tine? Bun. Dacă cineva vrea mai mult decât 3 de ani, cum ai tu, dă de tine. O să fie nevoie de mai mult de 6 luni de antrenament. Se pot face, dăm examene de grad, dar asta... Și la ce preț? Lumea vrea să știe și prețul. Necesită perioadă lungă de pregătire. Eu am 3 săli momentan, una în București, una în Brăgadiru și una în Cornetu, dar antrenamentele momentan le facem pe online sau în parcuri, dată fiind situația actuală. Ne găsiți pe Facebook, Clubul Sportiv Chiodai. Avem și o pagină foarte frumoasă, de un site foarte frumos, kickboxing.ro. Avem și un domeniu fix pe ceea ce facem noi. Acolo mă găsiți, acolo găsiți antrenamentele noastre, acolo e contactul nostru. Prețurile, eu de când am, iar mai încep cu o poveste, în momentul când am început artele marțiale, cotizația către club era 60 de lei sau 600 de lei, numai 600 de mii era atunci. Așa, 600 de mii, care, 60 de lei acum. Care era fix alocația mea. Și dădeam banii de alocație, dădeam lunar către sală. Și era... Investiție bună. Da, a fost. Și... asta și de atunci am încercat să țin prețurile cât mai accesibile pentru toată lumea. Abonamentul variază de între 100 de lei și 200 de lei în funcție de locație, în funcție de numărul de antrenamente. Am înțeles. Și în general se recomandă, hai să zicem, 3 antrenamente pe săptămână. Minimul pe care îl fac cei care vin pe la mine este de 2 antrenamente pe săptămână, dar din punctul meu de vedere este prea puțin. Un minim recomandat ar fi de 3 antrenamente pe săptămână. Și pentru oamenii muncii, ele se fac seara? Da, pentru că... Sau după amiază? Nu, antrenamentele sunt în parc, le facem seara, de la 8 seara acasă, de la 7 seara, ora 19, ca să fie mai răcoare în perioada mai asta. Mai respirabil, da, e important. Da? Iar online, de la ora 21. Dar oamenii muncii, toată lumea are treabă de făcut, toți avem câte ceva de făcut, dar ține vorba doar de priorități și de pasiuni. Dacă sportul pentru tine este o prioritate, îți găsești timp. Dacă e o pasiune, atunci îți faci timp. Faptul că începeam atunci la 8 și terminam la 9:30, pentru mine era o problemă, pentru că ajungeam acasă, făceam un duș, mâncam, dar de la adrenalina aia acumulată, stăteam cu ochii în tavan până la 3 noaptea. Sau, mă rog, în televizor sau te mir ce film. Nu puteam să adorm, pur și simplu. Păi ai venit și puțin la antrenamente. O lună, două? Nu, am venit vreo 4-5. 4-5. Da. Și mă voi întoarce. În curând o să sper să dăm la antrenamente. Ai renunțat, sau mă rog, a trebuit să te oprești în momentul în care organismul tău deja se obișnuia cu rutina sportului. Cam asta e. După o lună începi să nu mai faci la fel de multă febră musculară. Și după 3-4 luni, deja organismul tău se schimbă complet și felul, metabolismul. Știu, este foarte important acest aspect, pentru că, cel puțin la început, te ține ambiția. Poți să spui că este chiar o corvoadă. Iar mă duc la antrenament, iar rup capul acolo. Până la urmă, cum spuneai, devine o formă de entertainment care... îți dă și un vibe foarte bun. Faptul că te scoli dimineața și faci 10 flotări, da? Deja este altceva decât dacă nu le-ai făcut. Faptul că mai știu oameni care se duc dimineața la bazin, se duc de la 7-8, păi oamenii au cu totul alt tonus în timpul zilei decât eu, care îmi beau cafea și fumez 3 țigări. Am avut acum 8 ani o vară întreagă în care la ora 6, de la 6 la 7 dimineața, eram la alergare, o oră de alergare. Sau nu, de 3 ori pe săptămână. În zilele când mă duceam la alergare, eram foarte productiv și foarte energic toată ziua. C-
că nu mergeam la alergare, erau zile în care eram obosit. Bine, poate era și alternarea, știi, aveam și nevoie de odihnă, dar în ziua aia în care la 7 terminam alergarea, făceam dușul, mâncam, mă echipam, eram zmeu. Înțeles, dar tu n-ai pus seuri de lene? E ceva în regulă cu tine. Nu, am și eu. Și la antrenamente. Doar că am reușit să pun programul, am pus programul, ok, sunt oameni care știu că vor să facă antrenament, trebuie să fac asta pentru ei. Și sunt momente în care, au fost momente, nu știu dacă ai văzut antrenamentele, ok, facem flotări, facem așa, am făcut 10, restul le faceți voi până la 20. Nu mai puteam, sau pur și simplu nici eu n-am mai avut chef. Au fost niște flotări absolut imposibile cu niște picioare pe scaun sau ceva, alea m-am oprit și am făcut clasic, am mers pe clasic. E ceea ce recomandam și eu. Dacă nu poți să faci un exercițiu, faci ceva ce poți să faci, doar să nu stai. Nu înțeleg. Te odihnești, îți tragi sufletul, dar pe aia continui. Foarte mulțumesc că ai venit. Cu drag. Și îmi place să cred că ne vedem de la toamnă și îmi place să cred că o să mai facem emisiuni, s-ar putea să mai avem chestii de vorbit. Intenționez să facem niște discuții pe niște lupte foarte limpezi, dar pentru asta mi-ar trebui ceva tehnic aici în plus ca să ne și uităm la ele și să studiem pe obiect. Da, sună tare ideea asta. Hai să vedem. Ok, mersi mult că ai venit. Cu drag, ceau.